Protest masiv în Franța, zeci de mii de profesori organizează o grevă națională care ar putea duce la închiderea jumătate din școlile franceze. Dascălii sunt nemulțumiți de modul în care guvernul a gestionat măsurile COVID-19 în sectorul educației. Multe din școlile primare au rămas închise și se așteaptă ca în jur de 75% dintre toți profesorii să participe la grevă. Lor li s-au alăturat și sindicatele care reprezintă directorii de școală, inspectorii și alți membri ai personalului didactic. 11 sindicate ale profesorilor, părinților și a altor cadre didactice au ieșit în stradă pentru a-și arăta nemulțumirile față de politicile anti-COVID impuse de guvern. We have reached a level of exasperation, tiredness and anger. Things were not explained to us. Families and teaching staff are ready to do what is being asked, but on the condition of knowing why. Why would the strategy change every three days? Proteste au mai avut loc și în alte orașe, precum Nantes, Montpellier sau Rennes. Franța a fost lovită din greu de răspândirea bruscă a variantei extrem de contagioase Omicron, numărul de infectări zilnice ajungând chiar și la 370.000. Zeci de elevi și profesori sunt trimiși să se testeze în laboratoare și farmacii dacă sunt detectate cazuri pozitive în școala în care învață sau lucrează.